Protestul nostru de astăzi este în legătură cu neacordarea drepturilor salariaților, care au fost luate începând cu o parte cu 1 ianuarie 2009, iar sporurile cam în proporție de 36% au fost luate începând cu 1 iunie, fără o anunțare în prealabil. Este un drept al nostru, plus legea 304 din decembrie 2008, care n-a fost acordată. Deci salariații din rețeaua de transfuzie au un salar mult diminuat față de colegii noștri din spitale, care își primesc absolut toate drepturile, inclusiv tichetele de masă, de care noi n-am beneficiat niciodată, și protestăm până ne vom obține drepturile. Este vorba despre sporul de periclitate, pentru că lucrăm cu sânge netestat, iar mănușa care o folosim în timpul recoltării nu este din tablă prin care să nu poată trece acul. Că mereu ni s-a motivat pentru că avem materiale de protecție, dar mănușa nu protejează în totalitate, mai ales că lucrăm cu sânge netestat. Sporul de periclitate este de 15%, deci nu este un spor chiar atât de mare după periculozitatea care ne afectează pe noi. Sporul de unitate de 10% și sporul de prevenție de 11%, drepturi care au fost obținute prin ordonanță de urgență, iar legea trecută prin Parlament și nu se pune în aplicare. Din 64 de angajați cât avea centrul de la Suceava, în urma restructurărilor au mai rămas 28 de angajați, făcând practic imposibilă activitatea în momentul în care se impune acordarea concediilor de odihnă. Centrul de transfuzie sangvină de la Suceava asigură necesarul de sânge pentru toate spitalele din județ, dar și pentru spitalele din Iași, Târgu Mureș și Cluj. Nemulțumirile sunt legate și de faptul că salarizarea de bază și sporurile nu sunt aceleași cu ale angajaților din spital, munca depusă fiind practic la fel de vitală. Nu este ca în spital că medicul ți-a scris în foaie, tu ai dat pastile, ai făcut injecția. Deci răspuns, sau la laborator, cu atâția reactivi și atâția noutăți, ne dăm atunci toți demisia, nu se formează și nu vine nimeni. Aici, știți foarte bine, nu vine omul, îți dă 400 de sânge și îți mai bagă și ceva în buzunar. La salarul ăsta nu vine nimeni la un centru de transfuzie. Toți suntem cu peste 20 de ani de vechime. Nimeni nu vine. Ne luăm demisia, nu se formează un om într-o săptămână.